Hai odată, hai să începem. Stai că, uite, nu-mi stă bine funda asta. Hai mă, las că ești destul de moțat, hai! Am făcut-o de 3 ori și uite-te și tu ce urât arat, cum stă așa, uite-te. Hai, lasă că dă bine. Da, nu pot să merg așa, că mă vede lumea. Așa și? Ce contează? Păi contează, pentru mine contează. Ce contează? Ce zice lumea? Contează cum mă vede, nu vreau să-i violentez vizual. Îmi pasă de ei. Contează ce zice lumea, dar pentru mine nu contează că te aștept atâta timp. Ba da, dar și pentru tine contează ce zice lumea. Sau nu contează? Băi, uneori contează, uneori nu contează. Păi și cum e mai bine? Să conteze sau să nu conteze? Băi, să conteze într-un grad echilibrat. Aha, să conteze într-un grad echilibrat. Da. Păi, de exemplu, dacă eu dau de mâncare tuturor porumbeilor din blocul meu și de pe lângă blocul meu, deși știu că ei fac mizerie și eu nu spăl nici fața, dar nici pe jos. Dar mie îmi place să hrănesc porumbei, animale, pentru că iubesc animalele. Nobil. În cazul ăsta îmi pasă de lume sau nu îmi pasă de lume? Păi într-un mare grad nu-ți pasă, pentru că deranjează și pe alții. Acea mizerie pe care tu nu o cureți deranjează. Și s-ar putea ca ceilalți să fie chiar deranjați foarte tare de mizeria pe care porumbei o fac, tu împlinindu-ți o nevoie, o țăcăneală, un hobby, o plăcere a ta. Deci uneori riscăm să împlinim un hobby, o plăcere, o țăcăneală de-a noastră și să-i supărăm pe ceilalți sau să-i deranjăm. Alte ori, din contră, reușim să călcăm pe valorile noastre, pe ce ne face împliniți și fericiți, ca să împlinim pe ceilalți. Exact. Și echilibrul undeva este între a respecta norma socială, pentru că noi trăim în grup, că aici e toată povestea. Nu trăim singuri. Dacă suntem Danil Sihastru, retras undeva în munți, într-o chilie, în care este el, cu lumea și cu natura, e ok. Mi-a plăcut cum ai zis, norma socială. Deci nu respectăm regulile unei persoane, ci normele unei societăți. Deci, ca noi să putem trăi împreună, în grup, de-a lungul timpului, în toate grupurile, s-au creat niște reguli de funcționare, care, dacă nu sunt respectate într-o anumită măsură, e haos, pentru că tu hrănești porumbeii, eu hrănesc elefanții și vin elefanții în București și nu mai merg mașinile. Altcineva se apucă și hrănește girafele și... sau lei, pantere, tigri. Exact. Și atunci ce facem? Da, corect. Asta este foarte interesant. De unde știm când am reușit să găsim calea de mijloc, aceea în care ne respectăm valorile și avem grijă și de ceilalți? Măi, cum ne dăm seama? Eu zic că undeva e vorba de bun simț, de acel bun simț natural și nativ al omului, în care, ok, e foarte important să mă uit ce am nevoie, ce e important pentru mine, ce mă face împlinită, ce mă face fericită, dar în același timp, dacă acea țăcăneala mea, de exemplu, să țip și să urlu, să cânt cu voce foarte tare, îmi deranjează vecinii, caut să găsesc o cale în care și eu să-mi împlinesc țăcăneala și să nu-mi deranjez nici vecinii sau pe cei din jurul meu, că eu țip, urlu, zbier și mă manifest la cote sonore foarte înalte. Da. Deci e de găsit cumva un echilibru și vă invit pe toți să căutați, într-un fel sau altul, ce este important pentru voi. Ce este important pentru voi, dar îi deranjează pe ceilalți. Și atunci să găsiți cumva o formă de manifestare în care să vă împliniți și voi nevoia și să-i lăsați și pe ceilalți în liniștea, retragerea, nevoia și țăcăneala lor. Este foarte important să găsim acest echilibru. Și vă invit să luați câteva momente, să reflectați la ce facem noi și îi deranjează pe ceilalți. Ce fac eu și îmi deranjează partenerul, copilul, mama, vecinul, colegul de serviciu, șeful. Și să văd în ce măsură îmi pot ajusta și echilibra comportamentul în așa fel încât să fie o relație plăcută, adică să fie un fel de câștig-câștig și pentru mine și pentru celălalt, adică și eu să mă respect, dar în același timp să-i dau și celuilalt posibilitatea să se simtă și el bine în preajma mea, în apropierea mea. Eu cred că aici reușim să facem ceea ce ne-ai propus, ne-ai invitat și evidențiat, dacă suntem conectați și cu noi și cu ceilalți. Exact, dacă ne pasă și de noi, da, și de ceilalți. Exact. Dacă nu doar de ceilalți, cumva. Nu doar de ceilalți, că dacă ne pasă doar de ceilalți, ne negăm pe noi. Exact. Dacă ne pasă doar de noi, ne doare la basket de ceilalți. Și atunci aici cred că avem un cuvânt cheie foarte dezrăstit în limba română. Și noi și ceilalți. Exact. Și nu uitați, curând vine surpriza. Și surpriza. Și noi și voi. Și surpriza. O zi minunată. Toate bune, la revedere.